Am invitat aici astăzi pentru a prezenta lucrarea la etapa de finalizare deja, scara cu cascade din Parcul Valea Morilor, un simbol al Chișinăului, un punct de atracție al Chișinăului, care anul acesta va fi redat orășenilor, locuitorilor municipiului, tuturor acelora care vor dori să vină să-și amintească de ceea ce au văzut acum, nu știu, 30-40 de ani, și cei care vor dori să cunoască un loc frumos din Chișinău. Pentru că, totuși, cred că fără niciun fel de îndoiel putem afirma, este o frumusețe ceea ce se face aici, la Valea Morilor, anume scara care am pornit-o anul trecut și care, la partea de structură, acum este gata. Se lucrează la finisări, la elementele de decor, la sistemul de alimentare cu apă, respectiv acel circuit care va fi pentru cascade și sistemul de iluminat. În mod normal, deja putem să venim să facem cel puțin aici, în partea de jos, fotografii cu scara de la Valea Morilor. În partea de sus mai este șantier, dar este firesc. Suntem în termen. Acum nici nu știu cum să spun, de cram, de referendum, că sunt, normal, în această toamnă ar trebui să fie gata, nu vreau să-i grăbesc să fie pentru o dată, anume m-aș bucura să fie de ziua orașului, dar în primul rând doresc să fie respectate criteriile de calitate, pentru că este o lucrare care am dorit să țină următoarea 100 de ani cel puțin. Lucrările costă aproximativ 15 milioane lei, am dorit să facem 1:1 cu ceea ce a fost în construit încă în perioada Sfatului Țării și reconstruit după aceea în anii 50, când de la Sfatul Țării a început această scară. Am înlocuit materialele, adică le-am îmbunătățit, în loc de piatră de calcar, adică coteleț, s-a pus piatră de cosăuți, un material natural din Republica Moldova, ceea ce a dat și mai multă splendoare, cel puțin din punctul meu de vedere, așa cum o văd deja de jos până sus, aproape în totalitate. Este o lucrare care va rămâne cu siguranță în istoria Chișinăului și de care se vor bucura toți aceia care vor veni aici. Și prin aceasta putem include și în circuitul turistic. Nu știu dacă, nu prea am văzut în altă parte o scară cu atât de multe elemente decorative și, mă rog, cu specificul care îl avem aici. Era vorba